Slăviți să fie Domnul! Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. N-ați zis toți, mai aveți o singură șansă, slăviți să fie Domnul! Amin. Acum e bine, sunteți de-a mei, dar trebuie să fim toți de-a Domnului. Amin? Amin. Doamne ajută! Vă invit să deschideți sau să redeschideți Cartea Sfântă Biblia la Cartea Genesa, capitolul 39, de la versetul 1 începând. Pagina 44, pentru cei care caută până în Apocalipsa, Genesa e prima carte din Biblie, da? Știți cu toții majoritatea. Apropo, la biserică se vine cu Bibliile, bine? Bine. Cine are Biblie zice amin. Ceilalți să zică în gând, Doamne ajută. Dacă mai vin vreodată la dumneavoastră, poate fac un test să văd dacă telefoanele depășesc ca număr Bibliile care le aveți, da? De data asta nu vă pun la teste, că o să vedem imediat ce teste avem în seara asta. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului și din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Interesantă grijă. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Amin. Și ca să fiu sigur că sunteți aici cu toții, am și eu un display aici, aveți voi unul acolo și unul acolo. Da, mare. Asta nu vă motivează să nu aveți Biblia noastră, da? Citim cu toții cu voce tare versetul 2. Și Felița știe citi. Cine și-a lăsat ochelarea acasă își distanțează Biblia, face ce știe, nu mă interesează. Dar rostim cu toții cu voce tare, repet, dacă nu văd toate buzele citind, repetăm. Este cu un băiețel care nu știe citi încă, da? Mă, pe el iertăm. Rest, da? Trebuie să citim. 3, 2 și... Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Ați citit toți. Un băiețel în mintea lui a zis, vai, ce rău, îmi pare că nu știu citi. Și uite, așa am strânit curiozitate pentru Biblie. Când am intrat aici la dumneavoastră în sală, mi-am dat seama că sunteți într-un anfiteatru de școală, e adevărat? Am citit prin faptul că aveți marcări aici. Și am văzut că aveți două table, asta înseamnă că la matematică uneori trebuie să schimbi mai mult, sau nu știu din ce. Da, aveți și un display suficient de mare. Așa că am primit un mesaj pentru dumneavoastră. Teste la care nu poți chiuli. Ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Nu o să vă pun să ridicați mâna sus câți dintre noastre care sunteți majori în România fiind ați chiulit la teste. Greu lucru cel, așa e? Dar știți de ce nu vă pun să ridicați mâna? Pentru că nu vreau cumva să aibă argumente pruncii voștri de ce nu învață. Că vă seamănă pe unii, da? Înțelegeți ideea. În această seară o să transmit acest mesaj, care cred că e de la Duhul Sfânt, teste de la care nu poți chiuli. România se poartă când e test la matematică, matematicienii aia cei mai buni, cu ghilimele, se înțeleg între ei și zic, vezi că ieșim pe ușa aia altă. Nu ieșim pe ușa de obicei. Să știți că în viață mai poți fenta. Cum unii dintre cei care trebuie să fie prezenți acum la închinare au fentat. Înțelegeți? Ei zic, lasă că ne uităm pe filmare, pe canal, pe YouTube. Nu-i corect.
dacă ai avut timp, dacă ai avut sănătate și n-ai venit, pot să spun pe românești să-ți fie rușine. La alții le-am zis să le crape monitoarele. Într-o parcare m-a așteptat un frate și a zis, trei monitoare mi-au crăpat. Încă n-ai învățat. De când ai zis predica aia, frate, mi s-au crăpat trei monitoare. Foarte bine, am zis, care e problema? Mă crezi vinovat pentru asta? Nici într-un caz nu-s vinovat. Vinovat ești tu că ai stat acasă. La biserică se vine cu prezență, nu online. A zis amin și n-am auzit? Amin, cu prezență. Și nu la FF. Că asta e fără frecvență sau fără folos. Da? Deci se vine în fiecare duminică. Ziceți cumva amin și n-aud? Amin. Și când se vine fizic, se vine și spiritual. Adică ești trup și suflet aici, prezent. Te interesează cântarea, te interesează rugăciunea, te interesează revelația, că biserica noastră se numește poarta cerului. Asta înseamnă că oricând pot să vină îngeri. Amin? Dar mai mult decât ne așteptăm să vină îngeri, vrem să vină Domnul Iisus. El e prezent în locul acesta și e prezent pentru noi, dragilor. Teste la care nu poți chiuli. Dacă ai chiulit o dată în viață la testul ăsta, când te-o prins, marele profesor Iisus ți-l dat din nou. Schimbă un pic subiectele, știți, ca să nu te intereseze. Și pentru că testul ăsta e foarte practic, sau toate cele trei pe care o să le prezint, nu prea poți copia. Asta e marea problemă. Nu te poți inspira, poți să te uiți în telefon cât vrei tu, n-ai nicio șansă. O să ne uităm la Iosif și o să vedem că a trecut în viața lui de la pre-major sau adolescent, de pe la 17 ani, în mod special, până pe la 30 de ani, prin cel puțin 3 teste. Testul numărul 1 e testul pustiei. Când te uiți în jur și vezi oameni, dar totuși e pustiu. Când ai în jurul tău oameni care vorbesc din Biblie, dar așa de rău se comportă cu tine, de parcă numai din Coran citează, de parcă niciodată nu o citi din Biblie. Culmea e că ăștia religioși vorbesc adiacent cuvântul lui Dumnezeu, utilizează termeni din Scriptură, abordează uneori subiectul darului pe care ți l-a dat Dumnezeu, dar interpretează mesajul în așa manieră încât să te șirinească. Testul pustiei. Știți bine că băiatul ăsta la 17 ani era un băiat exemplar. Ăsta nu chiulea, nu înjura, nu folosea jargoane, nu scria înjurături pe franceză ca să nu afle ceilalți pe scurtătură, nu trimitea mesaje calomniatoare, nu făcea videoclipuri pe internet de calomnie, nu, era foarte cuminte. Și în timp ce mergea la firma tatălui său, care întâmplător era o turmă de oi, era cioban cu frații lui, auzea niște vorbe. Băiatul ăsta știa că tata e un patriarh, e un băiat recunoscut, un bărbat extraordinar al lui Dumnezeu. El de când era mic era recunoscut ca fiind unul nepotului Avram, părintele credincioșilor. Și când Iosif se întorcea acasă, mergea la tata cu mult respect și zicea, tati, știi că băieții tăi mai mare în jură? Știi că au început să ia droguri? O să ziceți, frate, nu există droguri în Belgia. La pocăiți nu prea se poartă cu droguri. Bine ar fi. Bine ar fi. Dar pruncii de pocăiți uneori sunt cei mai mari dealer, știți? Am zis prunci, nu pocăiți. Pruncii de pocăiți. Utilizează ca să facă bani. Și mă rog în numele lui Iisus acest duh să fie spulberat. Amin. Această putere demonică să fie nimicită. Amin. Că nu mi se pare normal un dealer să copteze prunci care au 12 ani ca să fie cărăuși ăștia, să poarte drogurile cu ei, pentru că nu pot fi afectați de lege. Nu mi se pare normal. Și nici măcar legislativ nu e în regulă. Și aproape că îmi doresc să-i prindă pe toți dealerii. N-a zis amin. Să se oprească în numele lui Iisus. Amin. Băieții mai mari. Și băieții mai mari
înjurau, vizionau pornografie, să zic tot, intrau pe videochat, aveau aplicații de dating. Acum începe să vă pare rău că m-ați invitat. Se ocupau cu prostii. Și ei ziceau, nicio problemă, tata le rezolvă pe toate. Avem relații. Dăm un telefon și s-a rezolvat tot. Învârtim. Și Iosif zicea, tati, vezi că frații mei mai mari, băieții tăi, ce fac ei, nu în regulă. Lăsați-mă să actualizez. E botezat, fratele. E botezat de ani în șir. E și căsătorit și are prunci. Vine duminică la cină și își întinde mâna în blit și ia bucățica. Dar acasă, când se enervează pe nevastă sa, își bate pruncii. O să ziceți, frate, asta nu-i la noi. Nu vă grăbiți. Când vorbește el, termopanele vecinilor vibrează, nu numai a lui. Că s-a nervat. Și îmi zice câte unul, frate, asta e viața, așa, mai nervos. Și zic, fii atent că există o cruce mare, grea, și există piroane pentru palmele tale și pentru nervii tăi. Pironește-ți nervii pe cruce, prietene, și smerește-te. Că nu există pocăiți nervoși. Nici la dără de seamă, dar nici la slujbe obișnuite. Acum fiecare dintre noi să aveți șansa, după ce predic eu, să ieșiți și să aveți treabă cu mașina lui. Că mașina mea nu o prindeți prin zonă. Nu s-o obișnuire. Numai că el fuge un pic mai repede ca să nu o prindeți. Și s-o zis deja, dar și-o găsi metoda. Că el nu, n-ar vrea să o atingeți. Vă puteți enerva. Puteți face ce vreți voi cu predica mea. Însă de ceea ce faceți, răspundeți în fața lui Dumnezeu. Că n-aveți treabă cu predica mea, aveți treabă cu cuvântul Domnului. Aveți treabă cu viața voastră. Aveți șansa că, fiind mai puțini, mai ușor vă puteți selecta care e domeniul în care aveți probleme. Și am rugămintea, în timp ce identificați un caz, să nu vă gândiți la nimeni, da? Fiecare cu viața lui. Băieții se vizionau pornografie, se masturbau, trăiau în păcate, josnice și nu suportau ideea că pe unul dintre ei Dumnezeu vrea să le aleagă. Dar că s-o zici, bine mă, hai stai un pic să povestim. Cine te crezi tu? Cum de tu visezi că 11 stele s-au plecat în fața stelei care te reprezintă pe tine, Iosive, și că soarele și luna, adică tata și mama, și ei s-au închinat stelei lui Iosif? Ei, vezi, că deja te-ai intrat cu măsura. Deja Iosif începe să treacă prin testul pustiei. Când tata nu-l înțelege? Când mama nu-l înțelege? Când frații lui nu-l suportă? Mai faci ceva când ai astfel de oameni în jurul tău? Să îți iei catrafusele și te duci ca un copilaș cu jucăriile tale acasă să tragi un pui de somn. Dacă poți dormi, asta e partea a doua. Iosif, ce faci? Iosif zice, rămân la locul meu. Voi continua să fiu un etalon în societatea în care mă mișc. Și voi spune tuturor că înjurăturile nu sunt permise, nici măcar dacă sunt pe franceză sau pe engleză. Că nu-i permis să fii la masa Domnului și tu să consumi alcool. Frate, numai un părel de vin beau. Dar beau un par de apă. De ce te să bei vin? Sau beau un par de suc, nu un par de cola. Nu despre asta zic. Nu bea bere fără alcool. Că bei cola nu-i păcat, că nu-ți ia mințile. Ce gândești? Ce vizionezi? Ce asculți în căști? Mai asculți muzică infectă? Vii la mine tine și spun, domnule, păi care e problema că vreau să ascult o muzică necreștină, că mă culturalizez? Bă, dar incult ești, i-a zis la unul. Păi că pe tine te culturalizează muzica aia în care necurata aia dansează nu știu cum. Păi tu ai probleme mari cu cultura. Adică tu îți alegi cultura din zona aia, unde înjură. Și dacă ai înjurături în căști, normal că îți vine pe autobuz sau pe metrou sau pe mașina personală.
Să jur când ți-o tăiat unul calea. Că asta e în mintea ta. Coasa de hrănit, asta emiți. Ești exact ce gândești și ce auzi. Că e una să auzi pe unul că jură pe șantier și să n-ai nicio autoritate asupra lui și asta să fii șeful lui, să spui fii atent. Pe șantierul meu nu se mai înjură, da? Dacă ție nu-ți pasă, pentru bani faci orice, ai o problemă. Dar băiatul ăsta, pentru că Dumnezeu vrea să-l folosească, îl trece prin testul pustiei. Frații nu-l înțeleg, părinții îl trag de urechi și nici nu-i tare rău că îi fac observație. Binecuvântați sunt copiii pe care părinții îi corectează, știți? Și vai, vai, vai ce ajung pruncii pe care părinții nu-i ceartă niciodată. Știți ce se scrie despre Absalom? De ce credeți că s-au purtat părul lung? Aviz amatorilor, pe aici nu sunt, da? Sunt ăștia care cântă, frate. Dă-i să meargă. Bat la baterii de lesart, țandăra. Parcă vine o pădure prin zonă. Se mișcă. Are părul lung. Și zice, frate, de ce e păcat să port părul lung? Da, prieteni, scrie în Biblie că e o rușine. Mi-e și rușine să spun, zice. Ți-e sunt rușine. Se comportă așa. Dumnezeu e sfânt, dragii mei. Dumnezeu e curat. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să utilizeze detaliile mesajului lui Dumnezeu. Băiatul ăsta e corect. Absalom, taică-s-o, niciodată nu a certat David. Dar pentru asta au trebuit să urce plângând muntele măslinilor. Și mai mult decât asta, din propria lui frumusețe care s-a transformat în narcisism, adică începea să-și iubească viața și cum îi stă părul lung. Știți cum a murit Samson? Absalom? Prins în crengile unui copac de propriul lui brău, marea lui frumusețe, că pe unii frumusețe e umoară. Dacă nu știi să-ți administrezi frumusețea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, frumusețea ta te poate dinoroci. Sunt fete care se trefiresc în lume pentru că n-au fost urâte și au trăit în păcat în mașini și în parcări, în curvie și în hoteluri pentru că s-au simțit cele mai frumoase de pe planetă și satana le-a dinorocit. De ce? Au călcat principiul echilibrului. E în test. E în test, Iosif. Și într-o zi, nu știu exact la ce oră, tata zice, dragul meu, vrei să mergi la Dotan să-ți cauți pe frații tăi? Vrei să le duci ceva de mâncare, merinde? Bătul ăsta cu mult respect zice, tati, dacă tu ai zis da. Bine mă, dar numai pe mine mă găsești, ce? Hai, eu totdeauna te duc cu noi. Ce trebuie să fac eu neapărat să mă duc să respect ce zice tata? Am să le spun copiilor ceva. Neascultarea se plătește. Mai repede sau mai târziu, plătești. Și plătești când nu mai ai niciun bănuț. Când s-au dus banii. Și mai am o veste mai tristă, nu se plătește prin monezi, nici prin bancnote, nici prin card. Se plătește pe piele proprie. Ai comentat la maică ta? O să-ți comenteze cineva la care ții foarte mult. N-ai fost cu minte când trebuia să aplici ceva? O să ai o durere asemănătoare cu asta. De ce? Viața e dreaptă. Vrei, nu vrei, ți se întoarce. Roata, roata, se învârte. Dacă te trezești ca mamă și îți dai seama că ai o fică extrem de agresivă și, bă, te gândești, bă, ce seamănă asta cu mine când eram eu adolescent. Succes! Începi să simți și o să simți mamă ta. Ce să fac? Asta e viața. Și cea mai mare durere, zice câte un bărbat, e când mă văd în băiatul meu. Exact așa am fost. Roagă-te să nu suporți mai multe consecințe. La ce ai fost în trecut? Testul pustiei, băiatul ascultă. Merge la frații lui și nu merge cu ceva care să îi atace. Merge să le ducă de mâncare. Și în timp ce le duce de mâncare, ascultați ce zic ăștia. La un moment dat se întâlnește cu un om care era acolo și zice Biblia, versetul 15, pe când rătăcea pe câmp, s-o și pierdut, Iosif. În loc să zică, gata, mă duc acasă, nu. O zis, nu renunți. Mi-a zis tata să-i găsesc pe frații mei, chiar dacă m-am pierdut, nu-mi schimb direcția să o întorc acasă, ci continui să-i caut pe frații mei. Pe când rătăcea pe drum, l-a întâlnit un om, omul acela l-a întrebat, ce cauți? Și ascultați ce zice Iosif, caut
pe frații mei. Păi tu îi numești pe ăștia frați? Ăștia-i niște derbedei, mă. Obraznicii, scroci, zice câte unul. Și vorbește despre pastori. Și pastorii se roagă pentru ei. Și pastorii se apostesc pentru ei. Și ei îi numesc scroci. Bagabonți, mafie. Cum vorbești despre oamenii care ți-au făcut rău? Nu pe care tu nu-i suporți pentru că spun adevărul. Cum vorbești despre ei? Știi ce zice Iosif? Pe frații mei, care nu-mi pot spune nici o vorbă prietenească, încep să vorbească cu mine așa, peste umăr, mă văd ca un fir de praf, mă ironizează, mă calomnează, mă defaimă. Despre ei, întotdeauna vorbesc frumos. Îi caut pe frații mei. V-a făcut bine sau rău, Iosif? Foarte bine. Dragul meu părinte, tată sau mamă, oricine ești, cum vorbești în preajma copiilor tăi despre slujitorii de biserică? Tată, cum vorbești despre bărbatul ăla cu care tu ești în concurență în slujire? Copiii tăi știu că există concurența asta. Știți că sunt copii care se întorc acasă și zic: oh, ce rău a fost în seara asta la biserică. Iar o predicată ăla. Știți? Întrebarea mea e: de unde știu asta? Copiii ăștia. Că ei sunt un teren neutru, ei sunt... Ei nu au informația pe care tu o ai. De unde știu discuțiile tale din ședințe, din întâlniri? Discuții care trebuie să fie confidențiale. Te întreabă Duhul Sfânt, de unde știu? Știți ce face diavolul în viața unora? Le spune părinților: vorbiți despre problemele voastre în jurul copiilor. Și se întoarce de la biserică familia, se așează la masă. Acum eu nu prezint un caz, pentru că am fost la o masă cu niște oameni ale lui Dumnezeu și n-am vorbit despre alții. Dar înțelegeți? Nu e situația de... E situația de aici, acolo. Nu-i cu Marescu, da? De dincolo. Și la masă, în timp ce stau, încep să vorbească despre frații. Și nevasta zice: iar o s-o trezită la să citească Psalmul 23. Mă, ăla-l știe. Și băiatul bagă la cutiuță. Și în mintea lui, băiatul îi pune o poreclă și zice: fratele 23. Sau Psalmul 23. Îi dă o porecle. De ce? Pentru că numai așa știe despre el. Nici măcar nu știe numele și prenumele. Și tata zice altceva și mama mai zice ceva și tot povestezi între ei, dar copilul bagă la cap. Și înregistrează. Și crește, și crește și ajunge la 15 ani. Dar la 15 ani el deja consumă droguri. Și mama merge și bate la ușă, care deja camera lui. Și zice: dragul meu, îmbracă-te să mergem la biserică. Și eu zice: unde? La Psalmul 23? La ăla? La nevastă sali ăla? Care cântă în biserică? Unde mă cheme? Îți dai seama că ți-ai nenorocit copiii? Realizezi, tată și mamă, că ți-ai distrus familia? De ce? N-ai avut înțelepciune să taci și să vorbești cu soția ta dacă erau chestiuni importante de rezolvat într-un cadru confidențial? Când nu se transmite live, când nu se registrează pe magnetofonul minții copilului tău. Și ce-o zis Iosif? Indiferent cum mă tratați voi ca frați mai mari, nu uitați, voi sunteți frații mei. Îi caut pe frații mei. O să-ți vină momente în viață în care nu mai vrei să vii la biserică. Pentru că frații tăi se comportă ca dușmanii tăi. Se comportă dubios, da, asta e adevărul. Dacă tu ești ca Iosif și vrei să treci cu bine testul pustiei, întotdeauna spune, oricui te abordează, oricum ar fi ei, sunt frații mei. Dacă ajung în spital, le dau un telefon. Apropo, când ai sunat ultima o persoană pe care ai urât-o? Noi mergem aici, venim la casa Domnului, vrem să întindem mâna, să fim buni, noi cântăm despre Domnul că e dragoste, că e Dumnezeu care eliberează, care vindecă, dar lăsăm oamenii în șanț care sunt în baltă de sânge și nu ne pasă de ei. Cine se caute?
europarlamentarii? Cine să vorbească cu ei? Homosexualii și lesbienele, cine să vorbească cu ei? Cine își mai caută frații? Știți ce zice Iov? Omul care suferă are drept la mila vecinului și a aproapele lui, chiar dacă a părăsit pe Dumnezeu. Dă-i un telefon că nu mori. Caută-l. A făcut multe rele, o să zici tu. O fost un derbedeu și jumătate. Ne-au făcut de rușine biserica. Dă-i un telefon și caută-l. A jucat la jocuri din noroc și și-a distrus familia. Și-a băut creierii prin alcool și și-a distrus neuronii prin droguri. Caută-l. Eram duminică seara, am zis, și la Bruxelles, la tabor, în fața unui loc rău famat, împreună cu un frate, eram în mașină. Căutam un bărbat, tată la mai mulți copii, dependent de jocuri de noroc. Cine-i caută? Am stat aproximativ o oră să iasă de acolo. N-am putut intra acolo pentru că a fost mai bine așa. Cine caută oamenii care sunt în janți, fără viitor? Cine e interesat de oamenii care mai vin la biserică? Câte telefoane ai dat în ultima lună unor oameni care au luat-o pe cărări străine? Când te-ai interesat ultima dată de o persoană care nu mai are viitor, am înțeles că a fost suspendată din drepturi, da, înțeleg, am înțeles că a fost dată și nu poate să participe la cina Domnului, dar de ce nu o inviți să vină în clădire? De ce nu o vizitezi? De ce nu-i dai un telefon? De ce nu te interesează? O să zici să meargă pastorul, nu, tu trebuie să mergi. Tu, pentru că ai fost cea mai apropiată persoană față de persoana aia. Tu, pentru că cu tine au vorbit de toate și tu știi tot. Tu trebuie să mergi. Cine face una ca asta, spunea Sfântul Apostol, acoperă o sumedenie de păcate, salvează un suflet, dar urâți până și haina pătrată de sânge. Nu vă terferiți în păcatele lor. Căutați frații. Căutați frații. Am fost în diaspora într-o biserică dintr-o altă țară decât Bruxelles, decât Belgia. Și am simțit că trebuie să dau un telefon la un bărbat disperat, la un bărbat păcătos, la un bărbat care altădată era membru într-o biserică din Cluj-Napoca. I-am zis, sunt aici, în țara asta ta, unde ești tu. Aș vrea să te văd. Dacă gândeam mai bisericește, eclesial, nu trebuia să-l văd niciodată. Nu merita, a greșit, a păcătuit. Da, era rău, era păcătos. Mi-am făcut o poză cu el. Am riscat să-mi pătez imaginea. Am trimis-o la foștii lui prieteni și le-am zis, rugați-vă pentru el. Vă salută. Caută pe frații tăi. De ce ne împușcăm răniții? De ce când e gata să se arunce în gol, parcă am vrea să-l împingem, să cadă odată, să plece de la noi, că e oșit în fața mea la voturi? Ce mici suntem la minte când gândim așa. Caută-i pe frații tăi. Și care e marea problemă? Întâlnesc tot mai multe cazuri de divorț. Îmi trimit mesaje zeci de oameni și poate chiar mai mulți să-și argumenteze de ce au divorțat. Și ce spun unui bărbat care a fost înșelat și are dovezi? Îi spun următoarea frază. Mai vrei vreodată să predici Evanghelia? Și mai vrei să demonstrezi vreodată că îți pasă de oamenii răniți? Cea mai rănită persoană din univers acum e nevasta ta. Dacă ai greșit sau nu prin faptul că a ajuns să fie victimă, asta e altă problemă. Greșeala este bilaterală întotdeauna într-un divorț. Totdeauna. Știți ce așteaptă el să-i spună? Divorțează și recăsătorește-te.
Refă-ți viața, zice el. Mi-o refac. Eu spun iartă-o. Și creează un context în care să fie salvată. Pentru că bărbatul identifică victima și o aruncă peste gard. La cine o aruncă? Să meargă alții cu Evanghelia la ea? Nu cumva crezi că tu, bărbate, care te-ai căsătorit cu ea și ai promis că pe durata vieții tale vei merge cu ea la bine și la rău, ești responsabil de acest faliment. Să-i falimentul tău și al ei, nu doar al ei. Iar tu, cum te-ai iertat Hristos, și atunci o să se refacă viața. Ne împușcăm răniți uneori și lăsăm în șanț. Și cea mai mare durere e că ne place când vedem cum le curge sângele. Scriem despre asta, facem poze și trimitem la alții. Am uitat că un singur sânge a fost vărsat pentru noi. E sângele lui Iisus Hristos. Iosif zice, sunt oamenii care mi-au făcut rău. Sunt oamenii cu care nu mai pot vorbi, domnule. Sunt oamenii care nu suport și nu mă suportă. Dar îi iubesc. Și pentru că îi iubesc, sunt în stare să le duc de mâncare la frații mei. Cum îi tratează? Cum îl tratează? Așa se audă cu binocul. Văd la distanță și ascultați cum îl prezintă. Iată că vine făuritorul de visuri. Ăsta e un inventator, domnule. El nu visează cu adevărat, el inventează. Vrea să ajungă proeminent. Oh, cât nu-și bat joc de lucrarea Duhului Sfânt. Oameni care nu mai cred lucrarea Duhului Sfânt. Oameni care bajocoresc mesaje profetice. Oameni care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu li se prezintă viața lor curată când e murdară. Ce se prezinte Duhul Sfânt din curățenia ta când nu există? Cum să zică Dumnezeu că ești un sfânt când ești un păcătos? Ce să perieze pe tine? Când tu ai trăit în adulter, ce să zică? Felicitări? Normal că puneți viața în rânduială. Oprește-te din păcat. Oprește-te din minciună, din bâlfă, din răutate, din ranchiună, din resentimente. Revino-s, omule! Îți spune ce trebuie ca să te trezești. Se uită la el de la distanță și îi spun făuritorul de visuri. Este un inventator, domnule. Vă întreb. L-am bucurat pe Iosif? Expresia asta. Eu zis extraordinar, ce fain apelativ mi-a dat. Deja e mai adânc intrat în testul pustiei. Pe lângă faptul că a rătăcit din perspectivă fizică și nu mai are pe nimeni în jurul lui, imaginați-vă că e într-un deșert, imaginați-vă că e într-o zonă în care n-are telefon, n-are semnal, merge din loc în loc, fără să cunoască zona exactă. Așa se face că se pierde. Și într-un final ajunge cumva cu greu la Dotan. După frații săi, zice versetul 17, când îi găsește, în loc să fie, mulțumesc, în loc să fie binecuvântători, în loc să fie oameni care zice extraordinar că ai venit după noi, îl bajocoresc. Dar culmea, că mâncarea le trebuie. Știți? Mâncarea. E ca și frații aia care bărfesc pastorul dacă când dă cancer într-o casă, dă pe telefoane la el de la Raduce din America să-i facă ungerea în casă. Dacă n-ați bărfit, cum o văzut? Și pastorul, pentru că omul lui Dumnezeu nu ține seama de asta, merge la ungere, nu-i problemă. Veniți acum, ascultați ce zic ei, câtă răutate în inima lor. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una dintre aceste gropi. Deja au argument ce vor face. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea. Opa, bă, răi sunteți, mă. Răi, până mă duva oaselor. Ce vă enervează pe voi la Iosif?
O, visele lui. Vom vedea noi ce se alege de visele lui. Scuze, să vedem noi. În momentul ăla când trece încercarea prin viața unui om și mulți mocnesc în mintea lor și zic, îl bate Dumnezeu. Să bucură, mă, de rău altuia. Extraordinar. Află ceva despre cineva urgent, îl trimite mesajul pe WhatsApp cu bucurie. A, știu eu că e vine rândul. În loc să se roage. Nu pot pricepe cum oamenii ăștia vor să-l omoare numai să nu se împlinească visele pe care Dumnezeu i-a dat lui Iosif. Știi că pentru că ai primit un dar, sunt în stare oamenii să te omoare? Dacă n-ar avea consecințe legale și penale, chiar distruge, chiar frânge ca pe o furnică. Dar har Domnului că Dumnezeu e în control. Și că oamenii nu pot să-ți facă ce vor. Și când dururile rele vine peste un om, omul nu poate să facă chiar ce vrea. Cine controlează universul este Domnul. Este Domnul, lăudat să fie numele Lui. Și Iosif avea să treacă prin testul pustiei și vor să-l omoare. Dar unul dintre ei zice, mai bine facem bani pe el. Iuda ăsta parcă e predestinat să aibă un nume de vânzător. Specialist în bani. Și ce zice el? Ce vom câștiga? Știi că sunt oameni care au ideea că de pe seama ta câștigă? Știi că sunt oameni care gândesc așa, o să-l folosesc până la maxim, dar nu o să-l las să intre în lucrarea pe care Domnul îi cere, nu o să mă folosesc de el. Și la urmă, îi scot dosarul și pac, l-am deviat. Dar Domnul e mai sus un pic. Domnul e în control. Testul pustiei nu ți-i dat ca să rămâi în groapă. Testul pustiei nu ți-i dat să rămâi omorât. Să ajungi cadavru. Și o să ajungă oamenii că-ți iau haina de pe tine și ți-o moaie în sânge. Haina pestriță. Și merge cu ea la oameni, cu probe. Nu-i cumva haina fiului tău, tată? Întrebare. A murit Iosif? A murit? N-a murit. Știți de ce? Niciun om nu moare când vrea altcineva. Niciun om nu moare din cauza unui virus, să ne fie foarte clar. Niciun om nu moare că nu știu cine s-o supăra pe nu știu cine și vrea să-l distrugă. Nu, un om pleacă când decide Dumnezeu. Numărul zilelor fiecăruia dintre noi este scris în cartea vieții. Înainte să ne fi născut și să avem prima fracțiune de secundă care trăim, Dumnezeu a scris, trăiești atâtea zeci de mii de zile sau sute de mii. Nu trăiești cât vrei tu, nici cât vrea cineva. Trăiești cât vrea Dumnezeu. Și dacă avem zilele pe care le avem până azi, să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie numele Lui. El îți controlează viața, El e de partea ta, El nu te lasă. În testul pustiei nu o să mori, e foarte important cum reacționezi. Știți de ce? În funcție de reacția ta, rămâi mai mult sau mai puțin în pustie? În funcție de cum reacționezi, se prelungește sau se scurtează timpul testării tale în pustie? Vă dau niște scenarii posibile. Dacă Iosif ar fi zis, mă, voi sunteți niște oameni răi, nici nu vreau să vă dau merindia, gata, gata, am terminat-o. Se crea acolo un conflict, poate rămâneau lovituri și poate ajungeau sistemele legislative și penale să intre în interferență și să fie dus un pic în pușcărie Iosif. Pe drept, după nedrept cum a ajuns mai încolo. Și planul Domnului cu el era cam pătat. Existau probleme. Că dacă nu sigura când trebuie, o să ai un scandal acasă. Mai există câte unul care zice, am sunat la poliție ca să creez securitate, că n-am fost sigur că mai pot să trăiesc cu nevasta mea în casă. Și eu îl întreb, dar înainte să sun la poliție, s-o săriți, Andra? Ai strigat? De s-au ascuns copiii pândul apului. Păi au strigat că n-am avut ce face. Ah, atunci e problema ta, prietene. Problema ta, dacă tăceai, nu rămâne nici filozof, ci rămâne omul Dumnezeu. Și se rezolva problema.
Legat de ceartă, vă dau o singură paranteză. O situație care trebuie să rezolvați, dacă degenerează posibil într-o discuție accentuată care merge spre ceartă. Fii inteligent, bărbat, că de-aia ai creier. Folosește-ți mintea și spune-i iubitii tale soții, uite, draga mea, despre subiectul ăsta mai vorbim. Și după două săptămâni, când și-o revenit, când poate că ai dus undeva într-un loc unde s-a relaxat, când ai făcut un ziua aia mâncarea, a zis aminsorile cumva? Dacă nu știi să faci de mâncare, există restaurante, nu trebuie să spun eu, că știi tu bine. Adică relaxați-vă cumva, detensionați sistemul și apoi luați decizii. Dar dumneavoastră știți foarte bine, eu v-am dat un exemplu. Că pustia poate fi pe interiorul casei. Știți că sunt bărbați care merg cu greu acasă? Știți că sunt femei care atunci înainte să intre respiră greu și vai, iar trebuie să intru aici, vă carm ce aici. E ca un iad la noi acasă. De ce? V-ați creat propriul vostru pustiu la voi acasă. Ca să nu mai vorbesc de oameni care căsătoriți doar de 15 ani, nu mai dorm în același dormitor. Ei nu mai dorm în același pat. Nevastă să-i spune, fii atent că 3 luni, pac, te-am rezolvat. Păi, prietene, la tine e pustie. Stimată soră, sau cum să zic, doamnă, cum vrei tu, spun, vezi că nu e ok ce faci. Vezi că e împotriva Scripturii. Nu crea pustie la tine acasă. Nici tu, bărbate, nici tu, nevastă. La voi acasă trebuie să fie prezent Hristos. Amin. În casa voastră trebuie să se aude cântările Domnului. Amin. La voi acasă trebuie să se aude, așa vorbește Domnul. La voi acasă Biblia trebuie să fie pe locul întâi. Trebuie să iubiți Biblia. Știți cum o iubiți cu adevărat și cum demonstrăm asta? Când o împlinim. Când o împlinim. Când respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Când suntem dependenți de Scriptură, nu creați pustie. O să vină depresie. O să-ți vizitezi draga ta soție la spitalul de psihiatrie. Și din cauza ta. Pentru că ai venit târziu acasă, pentru că atunci când ai venit ai fost mort de somn, ți-a trebuit doar mâncare și ai dispărut. Și are nevoie de comunicare cu tine. Are nevoie să spună ce-o pățit. De ce s-a julit băiatul mai mic? De ce s-a întâmplat nu știu ce la fata mai mare? Tu trebuie să comunici. Nu crea pustie la tine acasă. Că ăsta e lucru manual. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Asta nu înseamnă că trebuie să citiți din Biblie continuu. Dar vorbiți cu vocabular biblic. Ce-s cu jargoanelele în care ești la limita vulgarității? Cum te-ți numești soțul, animal? Îi spui, ești un... Păi mă, prietene... Stimată soră, animalele sunt la zoo. În casa ta trebuie să fie un bărbat, o mare Dumnezeu. Sara îi spunea bărbatul ei, domnul meu, să se respect. Eu nu știu de ce se schimbă direcția mesajului, dar numai să știți bine. De ce? Și e bine că știți. Testul pustiei. Veniți mai bine să-l vindem la Ismailiți și să punem mâna pe el. Să nu punem mâna pe el, a zis el, noi. Lasă că îi punem pe alții. Nu noi, dăm un telefon. Vezi tună pe ăla și vezi ce... Ferească Dumnezeu. Să vrei să-i se întâmple ceva rău unui om și să nu faci tu cu mâna ta, dar să-l dai în mâinile lor. Culmea falsității, știți care e? Să ajungi pe un membru din familia ta să-l expui pentru ca să cadă altcineva și să moară. Și ce-a făcut Saul împăratul? A zis, eu nu vreau să-l dau, nu vreau să-l dau pe Mical lui David, deși ăsta e un om extraordinar. Știți la ce a început duelul sau clencile? Contradicția între Saul și David. David nu o alimenta, dar Saul era invidios până mădua oaselor. Știți de ce? S-au trezit niște femei să cânte și ele. Mă, de tăceau. Dar n-au cântat în biserică. O cânta pe străzi. Și-o zis, Saul a ucis miile lui, dar David, zecile lui de mii. Opa, frate, au zis ăsta. Extraordinar. 10.000 dă lui David. Nu, acum numai împărăția mai trebuie. O intrat în el un dud de invidie
nu s-a mai putut controla. Și în duhul ăsta rău de invidie, a vrut să creeze pustie, l-a alungat prin pește, nu știu pe unde. Și la un moment dat, știi ce a zis lui David? Să o dau pe fica mea. David e inteligent, înțelept și zice, nu e ușor să fii generele împăratului, nu vă bucurați prea tare. Știi ce a zis el după aia în gând? Scrie în Biblie. I-a dat-o pe Mical ca să cadă David în mâinile filistenilor. Pentru că exista un preț de 1000 de bărbați care trebuia să fie uciși filistenii. Extraordinar. Să intri într-o politică religioasă de așa maniere încât să fii în stare să-ți dorești să moară un om, să-ți meargă ție bine. Să mustre Domnul Duhul de invidie. Să nimicească Domnul planurile satanice, dorințe necurate, să nu-ți pese Saulei, fica ta. Are suflet, are duh, are trup. Cum să-ți dai tu fica cu idei să cadă David în mâinile filistenilor? Să vă ferească Domnul vreodată în lumea asta? Să ajunge să gândiți împotriva partenerului de viață sau unui membru din casa voastră ceva rău, numai ca să vă îndepliniți un scop meschin, satanic? Să elibereze Domnul casele de orice duh de ranchiună, de resentimente, de neiertări? Dacă îmi doresc ceva după predica asta, îmi doresc când mergeți acasă să puneți mâna pe telefoane și să vă cereți iertare la oamenii pe care i-ați invidiat. Să vă împăcați cu oamenii cu care mai vorbiți de ani în șir. Poate unii dintre ei sunt în România, de care v-ați despărțit cu scandaluri. Să faceți pace, pentru că oamenii lui Dumnezeu trăiesc în curăție. Se tem de Domnul. Amin? E o viață curată cu Dumnezeu. Testul pustiei. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și a scos pe Iosif afară din groapă. Și l-au vândut cu 20 de sicli de argint. Știți cât costa un mormânt pe vremea aia? 400. Când un mormânt e mai scump decât un om de 20 de ori, ce valoare au pus ei pe Iosif? Și asta nu e simplu. Când îți dai seama că oamenii nu te valorifică și că pentru ei nu prea există cu adevărat. Ajunge să fie vândut mai departe, ajungem în capitolul 39 pe care l-am citit, sau din care am citit, și zice Biblia, Iosif a fost dus în Egipt, e o țară nouă, e un popor nou, e o limbă nouă, și în loc să fie așezat într-un loc unde să fie liber, e sclav. Pe vremea aia, sclavii erau trași pe jos, se juleau genunchi, erau rupte hainele după ei, n-aveau drept la viață. Nu erau liberi. Oricând stăpânul lor putea să-i omoare. Dacă ei considerau stăpânii că nu mai sunt valoroși robii, gata. Distruși. Biblia zice, Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia al străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții aceia care l-a duseseră acolo. Versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Că dacă ești corect în viață, dragul meu, dacă te temi de Dumnezeu, dacă Biblia pentru tine e prioritară, dacă ai disciplinele spirituale continue în viața ta, te rogi, citești Biblia, postești măcar o dată pe săptămână, te temi de Domnul și fugi de păcat, Dumnezeu va fi cu tine. Cine crede ca mine să zic amin, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu va fi în casa ta. În momente dificile să fie oamenii care să scrâșnească din dinți de răutate împotriva ta, Dumnezeu să fie cu bunătate peste tine. Dumnezeu să fie lângă casa ta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Versetul 3 spune, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui. L-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea în casă. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Testul numărul 2. Testul prosperității. Când toate îți merg bine, când reușești să-ți iei casa pe care ți-ai dorit-o,
Când copiii tăi la școală sunt foarte buni la învățătură, când soția ta este credincioasă, când ai mașina de care ai visat să o ai, când la job îți merge din ce în ce mai bine și îți crește an după an cifra de afaceri, Dumnezeu zice, prietene, te supun la un test. Mai vii la biserică? Mai vii vinerea la ora 20, ziceți că e. Pe frate, am business! Nu mă interesează. Nu mă interesează. Dacă aș veni vineri la ora 20, aș pierde 5.000 de euro pentru timpul ăla de la ora când trebuie să pornez eu de acasă, să ajung până aici și apoi mă întorc. Și eu te întreb sincer, chiar nu merită Dumnezeu 5.000 de euro? Sau Dumnezeu tăi e așa de sărac că nu ți poate da? Fiind corect cu biserica și cu frecvența la biserică? Te întreb numai. Nu cumva îți dai seama că prosperitatea e un test? A mers Dumnezeu la un moment dat la poporul evreu și a zis, mă băieți, v-am trimis într-o țară care nu era voastră. Rând pe rând am nimicit popoarele din acel spațiu, nu pe toți deodată ca să nu vă năvălească peste voi fiarele sălbatice. V-am dat vouă țara lor. Ați primit pomi fructiferi pe care nu i-ați sădit și le-ați mâncat rodurile. Ați avut grădini, ați avut vii, ați avut tot ce vă trebuie. Știți ce zice Dumnezeu la un moment dat? Pe când credeam că o să aveți mai mult timp pentru mine și că o să vă pese mai mult de lucrarea mea, v-ați implicat în investiții care nu erau după voia mea, care v-au furat timpul și viața. Și vă întreb, ce aș mai fi putut face viei mele? Și ne-am făcut. Aminteșteți cum era în România? Aminteșteți când nu aveai bani? Amintește-ți cum te rugai când nu știai dacă luna viitoare o să ai sau nu ce să pui pe masa copiilor. Amintește-ți ce rugăciune aveai. Amintește-ți cum ți-ai predat viața Domnului înainte să te botezi. Ce fel de umblare cu Dumnezeu aveai. Nu cumva prosperitatea ți l-a furat pe Dumnezeu? În România, în vremea comunismului, bisericile erau arhipline. Arhipline. Evanghelizările, efectiv, simțeai că nu mai încap oamenii, cumpărau la dimisori, trebuia să le pună pe display. Și mulți dintre ăștia nu s-au dus în altă țară sau nu s-au relocat, dar rămân acasă lejeri. Știți de ce? Au cafeluța lor, au display-ul lor, au confort, au toate de ultimă generație acasă, la poartă. Și Dumnezeu îi trece printr-un test. Testul prosperității. Mă mai cauți când nu mai ai nevoie de banii mei, zice Dumnezeu? O, ce slab suntem. Că dacă am fi corecți, ne-am dat seama că fiecare respirație e de la Dumnezeu. Că fiecare moment în care poți să miști degete la mâna dreaptă e din partea lui Dumnezeu. Că dacă ți intră banii în cont, mai mulți ca altă dată. E pentru că ți pulsează Dumnezeu. Că dacă din seara asta la careva dintre noi Dumnezeu decide să ne pună contor pe oxigen și să ne-l contorizeze și să ne spună, uite, numai un euro pe fiecare respirație, ce ne trezim? De ce trebuie să ne trezim doar când mergem spre terapie intensivă? De ce pandemia a trebuit să-i trezească pe unii oameni? Când aveau bani, dar nu mai aveau ce să facă cu ei. Întâlnesc oameni care plâng pe paturile de spital, se uită la tavan și zice, frate, exact așa era tavanul bisericii. O, aș da totul să mai pot să prind o seară o slujbă. Dar când ți-a mers bine, dar când toate lucrurile erau ok, unde era Dumnezeu în viața ta? De ce nu ți-a păsat de Dumnezeu? Știți că testul prosperității îl cad cei mai mulți creștini?
Știți că ideea care are lejeritate economică, adică are baza faptului că peste 5 ani de acum încolo, dacă nu muncești încă, poate trăi cu ce are. Îi dă senzația unui om că e stăpân pe sine? Știți că banul poate transforma pe un om într-un om arogant și sigur pe viața lui proprie? Dar care dintre noi să stăpân pe viața noastră? Pe o grămadă de cenușă, Sfântul Iov s-a uitat la Dumnezeu. Când din toți banii lui era unul dintre cei mai mari businessmen din firii răsăritului, a rămas cu un ciob cu care trebuia să scarpine bubele cu ideea că rănile vor fi mai mici, dar de fapt prin scarpinare se măreau. Se producea mai multe scurgere de sânge și de puroi și de tot ce vreți dumneavoastră, bube incurabile. S-a uitat la Dumnezeu și a zis: Domnul a dat. E ușor să zici că Domnul a dat când ai bani, când îți merge bine, când ești sănătos, când urci în mașină și ai căldură și de toate. E ușor. Dar când mergi pe targa cu roți, să fii urcat într-un salon, când te duce brancadierul, când vine infirmiera să te testeze dacă mai respiri, când asistenta medicală îți înfige în venă o perfuzie, când anestezia se așează peste trupul tău cu ideea că dacă nu te mai trezești niciodată de sub anestezie. De ce căutăm mai mult pe Dumnezeu atunci? Când nu mai are nimic, Sfântul Iov zice: Domnul a dat în trecut, nu banii mei, nu business-ul meu, nu ideile mele, nu strategia mea, nu inteligența mea, știu eu cum să-mi vâr banii. Domnul a dat. Recunoaștem noi în această zi că numai din pandemie până azi Dumnezeu a fost cu noi 24 din 24 de ori. Cine recunoaște să ridice o mână în sus, să spune: Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu noi. Iartă-ne că prosperitatea ne fură. Iartă-ne că confortul ne fură relația de altă dată. Iartă-ne, Doamne, că nu ne mai punem în genunchi altă dată să ne rugăm. Nu pentru că nu avem condiții în clădire de biserică, ci pentru că nu ne pasă acasă să ne rugăm. Și când venea termenul limită și trebuia să-ți plătești creditul și n-aveai bani, te rugai? O, ce te rugai! Și te-a ascultat Dumnezeu. Și acum? Testul prosperității. Iosif nu l-a căzut. Avea o prosperitate atât de mare încât Potifar i-a dat toate cheile de la toate intrările. Avea și cheia de la locația unde exista o travă în casă. Acum nu mai avea pe frații lui, ăștia oricum nu prea l-au interesat de el, nu mai avea pe nimeni. Și mai mult decât asta, îi se dă ocazia să trăiască în adulter. Dar nu cum trăiesc unii pe ascuns. Creează hoteluri cu nume ascuns, cu ID, cu da, cu rețele. Cu... Nu. Nimeni nu e în împărăție, toate camerele sunt super securizate și toate sunt blocate, nu mai filmează. Are un buton pe care apasă nevasta lui Potifar necurata. De foarte multe ori îl agresează verbal și la un moment dat îl agresează fizic. El știți ce zice? Dumnezeul meu e pe tron. Nu mă vede tata, nici nu mai știe dacă sunt viu. Nu mă văd frați. Nu mă vede sora mea Dina. Nu mă vede mama. Vede Dumnezeu. Și ce zice Iosif? Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dar mă, omule, tu ești aici singur, ești uitat în univers. Cui mai pasă de viața ta? Ai de toate. Necurata asta intră în acel loc unde are o travă, îi pune în mâncare o travă la bărbatul său și gata, ai ajuns locul lui Potifar, ai toate proprietățile lui, toți banii lui. Ajungi preeminent. Ai avut parte de prosperitate în casa lui Potifar, nu vrei mai multă prosperitate? Prin căi meschire? Iosif zice nu. Nu. În prosperitate nu-mi pierd mințile. În prosperitate nu iau Biblia să o arunc la coșul de gunoi. În prosperitate îmi păstrez principiile biblice. Pentru mine Biblia rămâne Biblie.
Pentru mine sfințenia rămâne sfințenie. Pentru mine adevărul rămâne adevăr. Pentru mine curăția rămâne curăție. Pentru mine puritatea rămâne puritate. Nu-mi pătesc viața, indiferent ce-mi promite nevasta lui Potifar. Zice Biblia că într-un moment de agresiune fizică și-a lăsat haina, dar nu și-a pierdut caracterul. Și necurat a inventat. Și pe nedrept se creează locul de judecată. E o masă asemănătoare cu asta. Judecătorul bate cu ciocanul ăla de lemn și rostește sentința. Veneticul Iosif e condamnat la pușcărie. Unde e Dumnezeu acum? Unde e Dumnezeu acum? Testul al treilea e testul pușcăriei. În pustie mai întâlnești de când în când oameni. În pușcărie toți oamenii pe care îi întâlnești n-ai vrea să-i vezi. Fiecare are istoria lui, fiecare cu drama lui. E locul ăla în care te simți închis? Nu mai ai libertate de exprimare. Ai senzația că mori, că nu mai e pe nimeni. Și mai greu e, știți când? Când ești acolo pe nedrept. Când pentru că ai fost sfânt, ești catalogat ca un rău. Ca un nemernic. E foarte greu. Când toți oamenii află la știri despre tine. Imaginați-vă că prima pagina ziarului scria pușcăriașul venetic Iosif e condamnat la între 5 și 8 ani, depinde cum se comportă. Între 5 și 8 ani a stat în pușcărie. Întreb, mai e cineva interesat de Iosif? Citesc. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Când în jur avea doar oameni răi, răutăcioși, Dumnezeu a zis, în casa lui Potifar, Iosif are nevoie de binecuvântare. În pușcărie, Iosif are nevoie să simtă bunătatea mea. Cam să vă spun ceva în seara azi, ziua de azi. Când nimeni nu mai te poate ajuta și când treci prin circunstanțe atât de grave încât zici, Doamne, mai există vreo șansă pentru viața mea? Exact în momentul acela, dacă ai rămas credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dăruie exact ce ai tu nevoie. Am un sfat pentru tine când treci prin astfel de circunstanțe, să începi să te rogi. Roagă-te mult, citește Biblia mult, caută fața lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a izolat pentru că vrea să-ți găsești timp pentru El. În pușcărie, spune Biblia, l-a făcut să capete trecere în fața mai marelui temniț și mai marele temniț i-a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniț nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Cât durează putea să se întrebe, Doamne, de ce cu mine? Doamne, eu mă lapă de tine, Doamne. De ce am ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu viața mea? Ce cu mine? Ce cu viitorul meu? Mai am vreo șansă? Unde sunt visele, Doamne, pe care le-am avut în adolescență? Doamne, ce-i cu viitorul meu? Mai am vreo soluție? Și Domnul îi dă o gură de respirație. Și acolo îl lasă să-și folosească darul. Că politica e politică și câte unul când ajunge la putere, îl bagă pe aia la zdop. Și intră și pitarul și paharnicul în pușcărie. Și culmea că amândoi au câte un vis. Și Domnul zice, Iosife, îți dau o respirație, uite, îți dau harul să interpretezi visele celor doi. Că darul meu rămâne dar și în pușcărie. Ce bun e Dumnezeu cu noi. Chiar atunci când ești prins în izolare, Dumnezeu nu-și retrage darul. Dumnezeu te poate folosi doar să rămâi la dispoziția Lui. Nu da din coate să mergi să ieși din pușcărie. Nu fă petiții, nu fă semnături. Nu zi, nu, sunt nevinovat, nu taci, 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 taci. E vremea în care ai putere cel rău. Taci,
e testul pușcăriei, e testul blocajului, e testul pustiului și apoi prosperității și ai ajuns la un test mai greu. Când ești vorbit de rău pe nedrept, când dai o imagine terfelită, când se spun lucruri rele și neadevărate despre tine, taci, taci! Nu vorbi despre asta. Tu fă lucrarea Domnului, nu lucrarea oamenilor. Nu te apăra niciodată pe tine. Are cine să te apere. Numele Lui este Domnul. Le transmite interpretarea la fiecare, se împlinește. Și ascultați ce face Iosif când ajunge să iasă din pușcărie paharnicul. Zice, ai grijă să nu uiți de mine. Pune și tu vorbă bună. Era om Iosif. Cine vrea să stea mai mult în pușcărie? Nimeni. Și ce zice ultima propoziție din versetul 23, capitolul 40? L-a uitat. Că promit oamenii, promit frate, promit de numai. Și dintr-o dată te uită și nu-i mai interesează. Și nu le mai pasă. Și nu mai spun ce au spus altă dată când sunt față în față cu realitatea. Gata, se eschivează, dau din colț în colț și nu mai știi. Nu te poți baza pe oameni. Oamenii sunt schimbători. L-a uitat. Poate și pe tine te-a uitat o grămadă când trebuiau să intervină la un moment și nu i-a interesat. Am să spun ceva. Oricine te-ar uita în lumea azi, Dumnezeu nu te uită. Dumnezeu nu te uită. Oricât de izolat ar fi într-o zonă unde nu mai poți să ai spațiu de mișcare, Dumnezeu nu te uită. Și Dumnezeu trimite un vis peste faraon, că Dumnezeu învârte globul pământesc ca să-ți facă bine. Să-și deruleze planul cu casa ta, cu familia ta, cu ceea ce ți-a promis că-ți face. Învârte Belgia dacă trebuie. Schimbă legi dacă trebuie. Fratul visează un vis, intră în panică, nici visători, nici cititori în stele, nimeni nu poate să interpreteze visul. Gata, sunt toți mai să moară. Dintr-o dată, când se creează presiunea aia mare, paharnicul zice, opa, am avut în pușcărie un coleg care mi-a zis ce o să mi se întâmple interpretând un vis și s-a împlinit de exact. Nu toate presiunile pe care le îngăduie Domnul sunt rele. Sunt unele care trezesc oamenii, știți? Așa l-a trezit Domnul și până asta, pe paharnic. Numai la presiune, că a zis împăratul, dacă nu-mi tălmăciți visul, muriți toți! Și când e presiune mare, începe omul să fie sincer. L-aduce pe Iosif în fața tuturor și ascultați ce întrebare îi pun. Nu cumva tu ești ăla care tălmăcești tot? Nimeni nu a reușit. Știți ce zice Iosif? Versetul 16, Iosif a răspuns. Nu eu. Nu eu. Există un moment în care trebuie să zici întotdeauna, nu eu, el. Când banii îți cresc în cont, când îți merge bine, când se rezolvă problemele, când casa e câștigată, când o poți cumpăra, când totul e ok, când notele tale sunt mari la școală, sunt bune, ce zici? Ai curajul să zici în fața colegilor, nu eu. E momentul în care trebuie să-L prezinți pe Dumnezeu. Abilitățile tale sunt de la Domnul. Inteligența ta e de la Domnul. Puterea ta e de la Domnul. Tot ce ai bun e de la Domnul. Nu eu, ci Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Totul se interpretează și acum se creează un covor roșu. Și pe covorul ăsta roșu se pune o întrebare. Cine trebuie să intre? Pușcăriașul Iosif. Știți care e argumentul lui Faraon, a unui rege păgân? Ascultați ce zice el. Geneza 41:38. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? La vârsta asta și acum când a intrat pe covorul roșu, Iosif avea 30 de ani. 17 ani când a început drumul pustiului, vremea testării, 30 de ani când se termină. 17 ani. Nu cumva ești în vremea asta? Când te formează Dumnezeu, voi vi se vă ridicați. O să vă rog frumos să stați cu ochii închiși.
Când vă toți ochii închiși continui, vedeți că sunt foarte curajos. Nu vă puneți cu cine nu trebuie. Și copilași închid ochii, da, mulțumesc. Cercetează-ți viața. Sunt niște teste la care nu poți chiuli. Poți fenta orice în lumea asta. Dar de testele astea nu scapi. De ce? Dumnezeu are un plan cu viața ta. Ca să ajungi să fie interpretate visele din partea Domnului și să fie salvată națiunea Egiptului și toți evreii să fie scăpați cu viață. Dumnezeu trece prin pustie, te vând frații. Și treci prin asta ca să înțelegi pe alții care la vremea în care tu trebuie să îi judeci, o să fie și ei vândoți. Și ca să treci prin situația lor și să poți să pricepi ce simt, nu e ușor, dar asta e viața. Asta e planul lui Dumnezeu. Te duce Domnul prin prosperitate ca să vadă, tu iubești mâna lui Dumnezeu mai mult decât inima lui. Și când ai de toate, uiți de Dumnezeu. Te întorci să-i mulțumești. Când te vindecă. 10 leproși vindecați. Din 10, unul singur se întoarce. Și Hristos e lovit în inima lui. Și zice, unde sunt ceilalți 9? Oare n-au fost vindecați toți cei 10? Doar omul ăsta care e cel mai expulzat din societate, samariteanul ăsta care e privit cu ochi răi, de galileeni, s-a găsit să vină să mulțumească. De ce când te pui la masă nu mai te rogi? De ce când îți primești bani în cont, nu-i mulțumești lui Dumnezeu? Ești nemulțumit, ești ofticat că nu mai sunt exact ca și luna trecută. Care e problema? Că o scăzut cu câțiva euro. Amintește-ți cât câștigai când ai venit. Mulțumește lui Dumnezeu. Testul pușcăriei când oamenii te vorbesc de rău. Știți ce zice Hristos? Bucurați-vă și veseliți-vă. Că mare este răsplata voastră în cer. Așa a făcut și cu Hristos. E vremea în care Dumnezeu te probează și trebuie să taci. Nu reacționa, să știi că dacă reacționezi, ești vinovat. Dacă reacționezi, ai o mare parte de vină. Dacă ai putere să taci, înseamnă că cu adevărat ești nevinovat. Ești nevinovat, taci. O să treacă apa, pietrele o să rămână, tu rămâi în picioare cu Domnul. Rebret ca da simpet vodi șaut. E prezent aici Duhul lui Dumnezeu. E prezent sângele lui Iisus Hristos care vrea să-ți facă bine. Nu știu prin ce treci, dar dacă te-ai regăsit în acest mesaj și vrei să facem o rugăciune specială pentru tine și dacă vrei ca Domnul să te atingă și să treci cu bine aceste teste sau unul dintre ele în care te afli, ridică o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu și zici, Doamne, și am nevoie de intervenția Ta, și am nevoie de atingerea Ta, Doamne. Și mie, Doamne, mi-e greu în momentul ăsta, că trec prin pustie, Doamne, trec, Doamne Dumnezeule, te rog, ridică-mă și pe mine, atinge-mă și pe mine, fă un semn cu mâna Ta, ripet cantarie zet. Sângele lui Iisus Hristos are putere să te elibereze, are putere să-ți vindece rana, are putere să-ți transforme viața, are putere să te ridice din praful drumul. Nu rămâne în balta de sânge! Ridică-te în numele lui Iisus Hristos, ridică-te din nou, mai fă un pas prin credință. Zii Domnului, Doamne, nu-s cel mai bun, dar Doamne, nici măcar nu vreau să rămân jos, Doamne, nu vreau să rămân în lumea asta păcătoasă, ridică-mă Tu, Doamne. Ia hotărâri noi în această zi, spune-i Domnului, Doamne, mai multă pocăință, mai multă rugăciune, mai mult post, mai multă apropiere de Tine, mai multă prezență la biserică. O, Doamne, nu mă interesează ce notă îmi dau oamenii, mă interesează nota Ta, vreau eliberare, vreau ridicare, vreau transformare. Simt că Duhul Domnului trece printre băncile acestea. E școala lui Hristos aici, a lui Dumnezeu, care îți aduce eliberare. Domnul vrea să te ridice în această zi, vrea să-ți dea o nouă perspectivă, vrea să pună peste tine Duhul Său cel Sfânt, să strigă națiunea, să strige oamenii din jurul tău. În El este Duhul lui Dumnezeu, în El este Duhul lui Dumnezeu, de aceea voi putea să-L folosesc în lucrarea mea. Voi putea să-L folosesc pentru planurile mele. Voi putea să-L ridică, nu să mândrește. Voi putea să-L folosesc pentru planurile mele, pentru că El nu zice eu, ideile mele, gândurile mele, pasiunile mele, ambițiile mele, nu eu, ci Dumnezeu. Aleluia! Să vii să fie numele Domnului. Aș vrea să intrăm în rugăciunea asta și Domnul să ne atingă pe fiecare dintre noi. Să simți cum Domnul îți vorbește, să simți puterea Domnului care te ridică, te transformă, te binecuvintează. Când sângele lui Iisus Hristos operează salvare în dreptul tău. Intrăm cu toți în rugăciune. Aleluia, ție, Doamne, o glorie numelui Tău.